mai mult decât crezi. Atunci îi vom alege pe cei care ne reprezintă și care vor lucra pentru noi și pentru viitorul nostru european. Sunt Alexandra Roșu și îți voi dezvălui povestea candidaților pentru ca tu să îi descoperi ca oameni și ca profesioniști. Alege inspirat și asumat! Alege Transilvania! Măreștea Lege Transilvania, sunt Alexandra Roșu și pentru această ediție ne revedem cu invitata mea, doamna Delia Călecean, care M -a. este reprezentanta Partidului USR și care ne cere votul și încrederea pentru a deveni nici mai mult, nici mai puțin decât primarul orașului și mleul Silvaniei. Îți mulțumesc foarte mult că ne revedem și uh, avem șansa să punctăm celelalte întrebări care ne-au rămas restante din cealaltă emisiune. Îți mulțumesc și eu pentru invitație, pentru a doua invitație. Și sperăm să le dezbatem pe toate câte ar De data fi. asta încercăm să, să, ne încadrăm în toate uh, Să nu mai rămână curiozități Așa. Întrebarea care sparge gheața Te-ai deja cu această rubrică Bun. Ce mesaj uh, Ați vrut să transmiteți atunci când ați afirmat Că citez Pentru cine ajunge administrator public În speță primar de exemplu Musa e să transparentizeze cheltuirea banului public Dar nu formal Ci pe bune Mă referam aici, atunci, la momentul în care am scris această afirmație, nu am făcut așa ceva, mă referam aici la proiectul de buget local, anual, care se propune Consiliului Local și cetățenilor, Consiliul Local spre aprobare și cetățenilor orașului. Acesta, așa cum spune și legea, trebuie să fie pus în dezbatere publică pe toate canalele oficiale de comunicare, la noi, în speță, Site-ul primăriei orașului, la secțiunea Monitorul Oficial Local, secțiunea Buget. Astfel, ca persoanele interesate de cheltuirea banului public, locuitorii sau asociațiile legal constituite să studieze din timp proiectul de hotărâre de buget și întreaga documentație aferentă pentru a putea trimite în scris propuneri. Sugestii, opinii de cheltuire a banilor public, care au valoare de recomandare și, pentru un primar, au valoare de Vox Populi. Termenul, așa cum știm, termenul legal este de 15 zile de la data publicării în monitorul oficial a bugetului mare, bugetului național, care anul acesta a fost publicat în 29 decembrie. Iar termenul de Publicare al bugetului local trebuia să fie 15 zile ulterior. Bine, lăsând la o parte zilele de sărbătoare legală, acesta deja trebuia să fie adus la cunoștința publică în 15 ianuarie, să zicem. A fost adus într-o anumită secțiune a site-ului la cunoștința publică, deși e în ședința de consiliu din 31 Ianuarie, știind că termenele sunt puțin depășite, am întrebat dacă avem public, am întrebat dacă avem proiectul de buget local. Uh, răspunsul a fost că nu știm, bănuim că da. Am întrebat persoana care se ocupă de finanțele orașului, acum lucrăm la el. Ca peste în următoarea ședință, când s-a votat bugetul în februarie, în 12 februarie, să-mi spui cumva... Uh, că eu sunt în necunoștință de cauză, că acela într-adevăr a fost publicat la termen, da, 19 ianuarie, a fost publicat la termen, dar n-am știut cumva unde să ne uităm. Am înțeles. Trebuia deci, să aveți niște instrucțiuni speciale atunci în calitate de niște Speciale. Acum nu mai luăm în considerare că nu s-a făcut o adevărată consultare cu cetățenii, ca să își spună și în special la secțiunea de... Investiții și de cheltuire. Mă refer acolo. Spre ce investiții se îndreaptă bugetul local care îl avem? Păi poate că cei care se află în conducere știau exact ceea ce își dorești și nu mai era cazul să îi mai consulte pe cetățeni. Deci știau exact ceea ce Trebuie făcut, așa s-au gândit. Da. Sunteți de părere, doamna Călăcean, că vă citez din nou. Transparența în administrație nu este un deziderat Este o necesitate și o obligativitate Nu știu când oare vor înțelege cei aleși și cei angajați să administreze bunurile cetățeanului și proprietatea publică Că este necesar ca să informeze și să consulte cetățenii înainte de luarea deciziilor Închei citatul De ce credeți că dumneavoastră veți putea schimba aceste lucruri dacă veți ajunge în factorul um, de primar al șimleului? În primul rând ce doresc eu să fac în momentul în care se semnează proiecte sau se dorește a se depune anumite documentații pentru a accesa fonduri europene pentru un anumit proiect, aș vrea înainte să fac o consultare publică să vedem dacă și șimioanii își doresc așa ceva, dacă este necesar din punctul lor de vedere acel proiect. Mă, mă gândeam, adică mă gândeam, așa voi face toate documentele, deci și cele uh, și în afara celor care sunt expres prevăzute de lege prin codul administrativ. Deci toate documentele să fie publice la o, o secțiune separată, unde este efectiv o secțiune de informare a cetățeanului cu toate proiectele importante pentru oraș, nu doar cu activitățile gen 1 iunie uh, 1 decembrie sau așa mai departe. Acolo trebuie să existe uh, Dorința de a publica, eu și eu am de a publica uh, acele documente neprevăzute care trebuie aduse la cunoștința publică, așa cum spune legea, dacă se, eu apreciez că acestea trebuie aduse și fiind oportune și necesare. În, în sensul acesta, dorim și uh, accesarea unui proiect cu fonduri europene, s-a hotărât în Consiliu că se vor depune, depune, documentațiile, dar de la hotărârea de Consiliu încolo, cetățeanul trebuie să fie informat și nu numai cetățeanul, și Consiliul Local, autoritate deliberativă. Știți, acel proiect care dumneavoastră ați fost de acord să-l depunem, suntem în faza X. Am ajuns în faza Y și am terminat și semnăm și dăm drumul la lucră, la licitație pentru executant și dăm drumul la lucrări așa văd eu că ar trebui să funcționeze. Și la cei care vă vor comenta sau vor adresa întrebări, o să aveți timp să le și răspundeți? Ar trebui ca în primar să-ți faci timp să le și răspunzi. Ar, este necesar. Am înțeles. În luna mai spuneați că primăria și mleu alocă fonduri considerabile, mai exact 450.000 de lei, pentru finanțări nerambursabile de la nivel local dacă aceasta este realitatea, vă întreb câți bani au mai rămas în visteria orașului pentru problemele și necesitățile de bază ale șimleului. Câți bani rămân în visteria orașului, putem spune la sfârșitul anului bugetar. Ce pot spune eu acum și din, din, ceea ce știu concret, bugetul local pentru anul 2024, bugetul estimat este de la secțiunea de venituri, este aproximativ de 9 milioane, puțin peste 9 milioane de euro. Bun cei 90 de mii acești 450 de mii reprezintă 90 de mii de euro la un buget de 9 milioane nu reprezintă o sumă atât de mare cu care pot fi ajutați asociațiile sportive organizațiile non-profit care se preocupă de activitățile în șimile. Deci este o sumă zic eu suportabilă însă Gradul de încasare pe 2023 la secțiunea de venituri a orașului a fost de 60%. Din aceste venituri se plătesc foarte multe, inclusiv participația noastră ca oraș la acele proiecte depuse și care au câștigat finanțare prin PNRR. Cota parte. Adică. Cota parte a noastră. Trebuie să ne gândim de asemenea că la fiecare lucrare de, de, de construcție, pentru că sunt lucrări de construcție. La fiecare lucrare de construcție, indiferent cât de bun a fost studiul de fezabilitate, studiile de pe faza DALI, documentația tehnico-economică, totdeauna vor apărea lucrări neprevăzute. Lucrări neprevăzute înseamnă cheltuieli neprevăzute. Adică bani în plus. Bani în plus pe care tu trebuie să te gândești ca administrație să-i ai acolo ca fond, de rezervă. ca fond de rezervă. Deși este obligativitate să ai și un fond de rezervă, dar tu nu poți ca fondul de rezervă să-l prevezi exact. În 12 luni cât este un exercițiu bugetar, sunt multe luni câteodată, mai ales când ai un oraș în care s-au dat drumul la foarte multe lucrări. Mai ai și un festival, mai organizezi pentru tineret un 1 iunie, diferite evenimente, premier. Numai premierele sunt neprevăzute pentru că rezultatele copiilor la Olimpiadele școlare sau rezultatele sportive ale tinilor sunt neprevăzute. Deci trebuie să existe totdeauna o cheltuire a banului public împătată. Iar banii care vor rămâne la sfârșitul anului, eu ce ar rămâne din excedent din exercițiu bugetar încheiat. Pentru anul viitor, exact pentru aceste fonduri nerambursabile aș transfera, pentru că practic sunt banii cetățenilor. Și ajutăm pe acei, uh, aceia care se preocupă să educe tinerii, să uh, îi antreneze sportiv, să meargă cu ei în diferite activități și practic ne reprezintă și în leu. Și atunci, dacă ne rămâne un excedent bugetar bun, pe lângă cele de echilibrare a bugetului și a cheltuielilor de la începutul anului anterior, aș lăsa o parte mai mare pentru aceste activități, pentru că, practic, ei ne reprezintă uh, ca oraș peste tot pe unde merg. Bun, dar ce faceți cu cei 40% care nu s-au încasat, din câte am înțeles, a. cum faceți să îi încasați? A, adică... Aici, neîncasarea celor 40% se face din diferite motive și unul din motivele principale Cred eu că este necolectarea uh, impozitelor și taxelor locale așa cum ar impozitelor locale așa cum ar trebui. Uh, avem o situație deosebită, bănuiesc că și în alte localități, dar la noi zic eu că este deosebită. Există foarte multe imobile uh, care nu au recepția finală, nu au recepția finală, nu le poți duce în baza de impozitare. Nu colectez ca oraș banii. Bun. Și ce se poate face? Nu există nicio soluție, nicio Ba Da, artificiu există ca soluțiile să... legale, însă acelea durează. Uh, avem biroul de urbanism care se ocupă de așa ceva, pe lângă asta, dar sunt niște proceduri legale care se întind pe foarte multă vreme și de la un exercițiu bugetar la altul poți să prevezi că vei încasa atâta, dar de fapt nu mai intră pentru că nu în perioada de timp bugetar de. Uh, alocare bugetară anuală, nu, nu se colectează. Am nu reușesc să, să colecteze. Ok. Uh, dacă veți ocupa fotolul de primar al șimleului, ce veți putea face pentru ca echipa de consilieri cu care veți lucra să nu mai voteze ce zice șeful în contextul în care acest lucru știm că nu este benefic de regulă pentru comunitate? Uh, în primul și în primul rând, primarul este ales electoral prin scurtin electoral, la fel ca și consilierii după opinia mea, sunt pe picior de egalitate. Atâta doar că primarul este autoritatea executivă și Consiliul este autoritatea deliberativă. Dar orice proiect de hotărâre, orice ai dori să inițiezi în oraș ca și primar, tu trebuie să vii, să te consulți și să-ți aprobe prin vot Consiliul Local. Consiliul Local nu este sub autoritatea ta. Consiliul Local este pe picior de egalitate cu tine, ca primar. Adică, altfel spus, este o muncă în echipă și nu se poate Corect. o parte fără cealaltă parte, nu? Corect. Uh, mai trebuie să ne gândim că consilierii locali, pe lângă faptul că sunt reprezentanții cetățenilor, așa ar, așa ar trebui să fie, da. sunt și reprezentanții unor formațiuni politice care au propus acolo cu diferite viziuni. Chiar dacă uh, consilierii din opoziție, să zic. Au altă viziune. Tu trebuie să respecti viziunea lor una la mână și, așa cum am zis, trebuie să fie pe picior de egalitate. și un uh, uh, respect continuu. Eu ce aș, uh, ce aș face? I-aș încuraja să vină și dânșii cu propuneri de hotărâri de Consiliu. Poate că ei au alte idei decât are primarul, care este mare. Uh, cel care inițiază marea majoritate a hotărârilor de Consiliu este și normal, pentru că fără, fără Consiliu tu nu poți să, să manageriezi bunul sau orașului. Deci, cum ziceam, aceștia trebuie să, vină, să fie încurajați să vină să le depună, să existe dezbateri pe bune. Dacă există, amendamente, modificări, să fie luate în considerare, poate că sunt într-adevăr, bine întemeiate, și să fie ascultată și opinia lor. Pentru că consiliul local, cu toate că este autoritate deliberativă, este politica aleasă. Da. Și cum se va intersecta, sau cum nu știu, se va ajunge la un echilibru între viziunea USR și viziunea celorlalte partide din Dacă, componența consiliului local. Cum a fost și până acum? în consiliu, eu sunt în Consiliul deja de 2020, de pentru proiectele de interes local, pentru bunul mers al comunității, toată lumea a votat pentru. Și mă gândesc că se va vota în continuare tot așa, să avem înțelepciunea ca să vedem proiectele care sunt benefice pentru localitate să fie votate. Sunteți de părere, doamna Călăcean, că în prezent, în primărie, uh... Suntem tot la tema asta cu consilierii că acolo v-ați implicat Așa? foarte mult. Consilierii funcționează vă citesc doar ca o oră de dirigenție. Cum credeți că se pot schimba aceste practici în șimleu și nu știu, câți ani ar mai fi necesar ca să se repare acest lucru? Uh, expresia cu ora de dirigenție nu mi aparține, recunosc. Da, am găsit o în da, dezbaterile dumneavoastră, da. Da, eu am preluat o de la cetățenii. nu este unul, sunt mai mulți. Azi așa, Păi ne-am uitat la ședințele de Consiliu Local. Așa, bravo, vă, sunteți implicați, vă interesează. Păi, mie mi se pare că e ca o oră de dirigenție. De ce? Păi că e ca o oră de dirigenție, vine dirigintele, vă dă indicațiile, executați și ați plecat. Nu așa ar trebui, părerea mea, să se desfășoare o ședință de Consiliu. Uh, Consilierii ar trebui să fie mai activi pentru că reprezintă cetățeanul, să ducă diversele probleme, că e mai mică, că e mai mare, în ședințele de Consiliu, pentru că fiind publice, eu cred că se rezolvă mai ușor ce să prezinte acolo public și doi la mână, pentru că ești pus politic de un anumit partid și de anumiți cetățeni care te-au trimis acolo prin vot. Aceia trebuie să vadă că tu îți faci treaba ca și consilier și ești activ și îi reprezinți pe bune. Da. Pentru că nu trebuie să uiți că ai fost trimis în Consiliu prin vot de către cetățenii din oraș. Corect. Uh, și doar așa. Da, doar așa și ar mai fi uh, la ședințele de Consiliu primarul nu ar avea voie să influențeze votul consilierilor. Asta este cum au votat consilierii, așa s-au gândit. Am avut acum o situație în care efectiv pe față s-a influențat votul consilierilor, și deși spune OGEU că trebuie să duci acel proiect de hotărâre care pică la vot în Consiliu, tu trebuie să-l duci într-o altă ședință, păi cu o altă ședință, că poți să-l pun în uh, ședință extraordinară de urgență, da, nu, mai bine vă schimbați votul, așa ceva nu se face. Din respect pentru colegii consilieri care sunt acolo du acel proiect care a căzut la vot într-o altă ședință, că nu este capătul lumii, modifică-l dacă se cere și negociază cu acei consilieri care au fost împotrivă să le schimbi părerea. Pentru ceea ce nu o să vă convină dacă veți fi în fotoliul de primar al șimleului, veți proceda la fel? Veți nu. pune presiune sau nu. îi veți influența Nici pe ora. consilieri? Nici nu. Cine mă cunoaște, știe că am un respect deosebit, am a, inclusiv acum pe lista de consilieri. Niciodată nu am pus presiune pe ei, aia trebuie să faceți aia. Nu, ce deci eu nu sunt cu. Deci nu, nu. sunteți cu ora de dirigenție? Uh, nu sunt cu ora de dirigenție. Am înțeles. Uh, dacă veți ajunge primarul și mleului, cum uh, îi veți sprijini pe tinerii antreprenori? Eu sper să fie cât mai mulți tineri antreprenori. Uh, ce aș face una din ideile, una din lucrurile, unul din lucrurile cu care poți să-l ajut, să aju pe tânărul antreprenor, ca primar, este să-l informez în legătură cu toate programele guvernamentale și neguvernamentale, mă refer aici prin, cu fondurile europene, să-l informez de deschiderile de sesiuni, să le publici pe canalele oficiale, pentru că știm că lumea urmărește foarte mult acum online, nu? Și mă refer la canalul oficial, site-ul primăriei, dacă avem și pagina de Facebook, să fie și pe aia. Să chemi consultanți pe fonduri, că sunt guvernamentale, că sunt europene, ca măcar o dată pe lună să le pui la dispoziție avem destule casa de cultură, sala de ședințe a primăriei orașului, există unde să, locații unde să le punem la îndemână gratuit acelor consultanți care vin să prezinte tinerilor antreprenori programele de antreprenoriat, cum se pot accesa fondurile, care sunt condițiile de accesare și de asemenea să faci ca acești mici antreprenori pe care tu, la primărie, ca primărie și ca administrație, ai în evidență, avem în evidență și știi să-i chem pe toți, le trimiți invitație prin publicare, să-i chem și să încerci să fie număr cât mai mare la cele întâlniri și, bineînțeles, să menții tot timpul legătura între ei și consultanți. Și de aici, cu siguranță, vor reuși tinerii antreprenori, că dacă sunt antreprenori, sunt și deștepți, și antreprenori, întreprinzători, vor reuși să se descurce mai departe. Veți miza doar pe faptul că dacă îi veți sprijini în aceste moduri ei vor crea mai multe locuri de muncă sau că sunt importanți și pentru a colecta noi taxe și impozite la bugetul local? Automat creând noi locuri de muncă automat ne crește și nouă la bugetul local venitul. Să nu uităm de acel impozit care se întoarce de pe salariul angajatului cu domiciliu în jumbleu, să nu uităm de TVA-ul care se reîntoarce cota parte de TVA la bugetul local și mai departe. Normal că am tot interesul ca primar să am antreprenori cu 5, 10, 20 de angajați în orașul șimleu, pentru că atunci și bugetul primăriei crește, crescând bugetul primăriei putem investi tot pentru și Da. O logică foarte interesantă și normală până la urmă. Care este motivul pentru care Cristina Prună, care este deputat USR și candidat da. la Parlamentul European, da. vă susține și care sunt ceilalți oameni politici care vă sunt aproape în această campanie electorală? Da. Dacă puteți să ne dați câteva exemple, desigur. Da, cu Cristina Prună ne cunoaștem de foarte multă vreme. Eu am intrat în USR în 2018, ea era deja în USR, ca o tânără speranță, și a și confirmat. Și ne-am cunoscut la diferitele evenimente organizate atât la nivel central cât și în teritoriu și ne-am legat foarte bine pentru că și ea este o susținătoare a femeilor în politică și a implicării femeilor în politică. De asemenea, a avut inițiative legislative foarte bune, zic eu ca femeie și mai, deci a avut inițiative legislative foarte bune, este un comunicator foarte bun, și eu mă bucur de susținerea ei și mă bucur că atunci când ne vedem în mulțime, îmi știe numele și uh, mă cheamă să țin aproape. Liderii locali, bineînțeles, îl avem pe domnul senator, îl am în dreapta, ține aproape și cu susținere pe domnul senator Bob. Avem uh, conducătorii conducerea filialei județene Sălaj. Îl avem pe Horațiu Cosma, avem și pe domnul Brună alături de noi și sperăm să să reușim să facem un rezultat bun. Să de confirmăm în lor. De noi. ce poate face USR-ul uh, o diferență netă la aceste alegeri? Ca să, cum să vă spun? Haideți să vă dau un exemplu. Așa, să vă dau un exemplu, că e mai ușor de înțeles. Avem trei președinți de partid, de partide foarte mari parlamentare în România. Doi mastodonți, PSD și PNL și USR. Fiecare cu președintele lor. Cu planul lui, cu proiectul cu lui. Cu planul lui, cu proiectul lui. Avem niște oameni care ne reprezintă acolo sus, liderii la Îl avem pe domnul Ciucă, așa cum zice cineva, maxim, dacă îi trimitem pe toți trei în America, tărâmul tuturor oportunităților, îi trimitem pe toți trei în America, maxim Domnul Ciucă, moș Crăciun la mol, Deci nu vreau să fiu rotăcioasă. Așa s-a spus. Nu, nu e de la A, mine. Deci nu e așa. Nu, e, nu, nu e va de la aparține, mine. Okay? Nu vă aparține. Nu uh, Domnul Ciolacu, sincer, nu știu cum se va descurca, dar ce știu sigur, că domnul Drulă, și nu vreau să-l laud, pentru că mi-ar -mi place să fiu o femeie președintă de partid, dar dacă cred că are 100 de dolari în buzunar, într-un an de zile e antreprenor, pe profit și așa mai departe. Îi multiplică. Îi multiplică. Bun. Um, am observat pe rețelele de socializare că vă preocupă problema celor patru cimitire pe care administrația locală le are în proprietate da. și uh, Curiozitatea mea este legată de problemele pe care le-ați identificat și de ce vă preocupă morții în contextul în care doar vii pot vota normal. Acum știm că mai votează și anormal în România. Uh. Doar vii pot vota, într-adevăr. Dar cei vii se preocupă și de înaintașii lor, cei care, o parte dintre ei, sunt acolo în cimitire. E o formă de respect pentru cei care ți-au dat viața ca om, te-au educat. Chiar dacă nu mai sunt printre noi, sunt familii cu copii trecuți la cele veșnice și tradițional la noi se prezintă Practic, cimitirile sunt locuri de comemorare, de aducere aminte a celor din familia ta, a înaintașilor tăi. ca aparținător, te duci cu o floare, te duci să înfumusețezi mormântul. Particip la mormântări, că asta este soarta. părerea mea că cele locuri de veci ar trebui să arate ca o oază de liniște, frumos aranjate, curate, pentru că precurățenia și aranjamentul prezintă respect pentru cei care domicili domiciliază acolo, acum. Normal că. Bun. Cimitirele, părerea mea, pentru că nu tot și nu tineri și nu generația tânără merge de obicei să prezinte respectul celor deja decedați în cimitire. Sunt, destul o generație mai în vârstă. Poate este. Doamna Ileana, la 80 de ani, care merge să aranjeze puțin mormântul soțului, să-i ducă o floare și așa mai departe. Mi s-ar părea că și pentru dânsa trebuie să fie cimitirul accesibil, să fie aleile civilizate, să fie curățenie. Și acum nu este acces e, Nu prea în este. Nu prea este. Prea avem cimitire la care nu avem acces. Adică și eu o pot avea acces pentru că mă pot deplasa destul de bine. Bun, și cu ce se poate ajunge? Adică, nu știu, o persoană vârstnică, cu ce poate ajunge atunci? Nu știu destul de Faceți greu. un heliport la un șuleu heliport, să da, da, se discuta și cimitir? heliportul. Dar eu spun, lipsește, lipsește o, o, mână de administrator care întreține treține acele cimitire așa cum ar trebui să fie întreținute. Să fie curate, să nu existe depozitare de mizerie, de luminație, când într-adevăr este o, un flux mai mare a cetății, aviilor, așa cum ziceați, aviilor în cimitir, ar trebui să, să arate totul frumos, elegant, civilizat și curat. Avem un cimitir foarte mare, care în curând, în șimleu mă refer, care în curând cred că se va umple, asta este mersul vieții, în care ani de zile cetățenii au sesizat mormanele de gunoi, Gunoi, rezultat din coroane, din toaletările, când s-au toaletat de verdeață, arbori și ce mai sunt acolo. Nu pot să le las așa. Și ați identificat sau s-au identificat prin Consiliul Local da, locuri sau una. zone sau Am ce avut, -ar putea da, face? bineînțeles. Am avut un uh, propus, un regulament al cimitirilor, l-am amendat, l-am votat, am încercat. Să facem un regulament, un regulament cât mai viabil și care se poate pune în aplicare. A rezultat un regulament care nu prea se poate pune în aplicare. Avem o concesiune care trebuie respectată. Deci concesiunea, părerea mea, ar trebui să-și respecte acel contract. Avem trei cimitire pe lângă cel din oraș. Trei cimitire la care nu există acces. Nu există capelă așa cum cere normativul. Dacă nu există acea capelă cum cere normativul actual, atunci să încercăm să facem o construcție care să folosească celor care merg: că nu vor veni cei din Cehei să vină la capelă în șimleu, că e o distanță. Ei mă gândesc că ar dori să-și țină slujba de mormântare dacă nu o țin în biserică să o țină la cimitir. Nu există un loc special pentru așa ceva, nu există un foișor măcar. Dacă se fac slujbele de comemorare a eroilor, a morților, nu ai cum, e sub cerul liber. Păi faci când nu plouă, când nu ninge, așa, când nu este soare puternic. Mai avem un cimitir în comunitatea romă din Pustăvale. Nu, nu este cimitir. A, apropo de, de partea asta, mi-ați anticipat următoarea mea întrebare. La ce ați vrut să faceți referire, doamna Călăcean, atunci când ați spus că vă citez: În Pustăvale este un alt fel de cimitir? În Pustăvale, deci localitatea Pustă, o parte din ea, partea în care s-a stabilit populația romă, pe lângă localitatea Pustă. Unde s-a stabilit populația romă, noi o denumim în oraș uh, Pustă Vale Și pe la unii în muletine chiar așa și apare Pustă Vale, Strada Pustă Vale. Avem o comunitate romă numeroasă acolo. Am câte suflete aveți? N-am văzut statistica ultimului recensământ, dar. Ei sunt în, într-o în, continuă evoluție. Așa, într-o continuă evoluție. Acum 2 ani erau oficial uh, peste 3.000. 3200 de, de persoane. No, deci oficial. oficial. Oficial? Este un număr. Nu. Deci, oficial încep să-i număr de la naștere, buletinele, când fac 14 ani, când fac 18 ani, în fine. Este, da, într-adevăr, are o rată a natalității crescută. Problema acolo la el, cimitirul este a capătul localității, dar nu este cimitir cu, ca atare cu destinația de cimitir. Există un cimitir al comunității de români, cimitirul vechi din pustă, care este întreținut, este îngrădit. Bine, nu există capelă. Acum sărim așa, peste. Sărim peste. dincolo de această îngrădire, am mai că există un drum de pământ care este inaccesibil, deci nu poți să mergi cu mașină să duci mortul la groapă sau cu căruța nu poți să-ți-l duci. Și ce ce ai... ți l duci? Îl dai peste gard? Uh, nu, așa că. Ca... În mână. Nici A, nu știu cum te... să explic. Nu știu, nu am văzut, dar numai în mână poți să-l duci. Peste gard. Peste gard, da? Și urmează o pantă destul de abruptă. Dacă ai norocul să nu. <rătări> poți să și. Da, poți să și. Și aluneci. Și ocolești acel cimitir al comunității, vechiul cimitir, și te duci și în grop, aleatoriu. Unde vrei să faci groapă? La întâmplare. La întâmplare. Nu există un aranjament, nu mai vorbim la, Nu există așa ceva, nu este curățat. Vina este comună, dar nu poți să îngropi, să faci dintr-un teren privat al unui fermier cimitir. De aceea lor ar trebui să li se pună la dispoziție să se identifice, să vedem dacă avem acolo uh, imobil teren care aparține orașului, să-l cedăm și să-l punem la dispoziția lor să se facă un cimitir pentru ei, pentru că comunitatea este în creștere, fiind peste 4.000 de persoane acolo, la un moment dat fiecare trebuie îngropat. Da? Vă veți aplica asupra acestei da. probleme? Da. Bun, o să continuăm cu cetățenii vor să știe care sunt valorile neexploatate în prezent ale orașului mleu Silvaniei, din perspectiva dumneavoastră de consilier, și care apreciați um, că, dacă ar fi înțelese și tratate ca și atare, s-ar putea transforma rapid în plusuri reale și elemente atractive pentru investitori. Am înțeles. Um acum se încearcă prin, avem un proiect foarte mare pe fonduri europene, prin PNRR, avem un proiect foarte mare de punere în valoare a cetății Batorii, pentru că încercăm cumva să ne axăm în acea zonă, să atragem mai mulți turiști. Deși nu este un punct de atracție turistică deosebit, părerea, singurul care este părerea mea și neapărat trebuie pus în valoare, este această cetate. Dar pe lângă a, acest punct turistic, vestigi arheologice și ne aduce aminte de istorie, avem ceva la îndemână acolo, foarte palpabil, apa termală. Printr-o greșeală administrativă, de la începutul anilor 2000, acea, acel loc, acel strand, că la el mă refer, pe care noi, cimioanele, îl numim la broscărie, a fost concesionat. Am văzut contractul de concesiune, nu mai discutăm că este legal sau nu. Nu Ba îndiplin... ar trebui să discutăm dacă e legal sau da. nu. Adică... Eu vreau să mă refer doar pe, pe, pe partea asta, că nu s-au îndeplinit uh, cerințele acelui, condițiile acelui ce, uh, contract de concesiune. Așa. Haideți să ne luăm și randul înapoi ca oraș. Dar putem? Zice putem. Mai greuți acum, dar putem. Nu există imposibil. Și... Ce se poate încă? realiza acolo, acum, chiar și acum, pentru că există axe de, de dezvoltare și de finanțare prin marele program PNRR sau alte axe de finanțare și alte metode, uh, surse de finanțare pentru a dezvolta acolo, pe modelul tășnadului, pentru că strandul de la tășma, tășnad aparține de primărie, da. se încasează bani frumos, este mult. foarte vizitat, pe modelul tășnadului, probabil la o scară mai mică. Acum. Să facem pe modelul uh, tășnatului acel strand uh, vandabil. Se poate vină. Adică să vină cel care dorește să se spele vara, să facă o baie, să stea copiii la strat să învețe not, să-l facem uh, cu spa pentru sezonul de iarnă. Poate să și de un punct gastronomic local? Da, exact. Ca Toate să astea să sunt conexe, da. Măre. Deci, cel puțin acolo, dacă se. Uh, se reia în proprietatea orașului, este proprietatea orașului, dar dacă acel contract de concesiune se desfințează, acolo pot să apară, printr-un bun management într-adevăr, punct gastronomic, hotelier, băile ca atare, acolo se pot crea 200 de locuri de muncă. Și credeți că nu vă e imposibil să manageriați un astfel de proiect? Nu. Bun. Mai avem pe lângă asta... În șimleu, mă întrebați cum se, pentru ce ar veni investitorii exact. acolo. Uh, mai avem în șimleu valorile umane. Noi, în șimleu, ne suntem așa mândri că avem un oraș în care, chiar dacă avem populație puțină, avem trei licee. Bun. Avem un liceu cu profil industrial, care pregătește tehnicieni în automatizări, tehnicieni în activități economice, mecanici auto. Avem un liceu agricol care pregătește tehnicieni veterinari, pregătește practic pentru fi, exact, pentru medicina veterinară. Pregătește tehnicieni agricoli, pregătește personal pentru Horeca, ceea ce este foarte nou și avem nevoie pentru că noi. Îi preluați și îi duceți direct în proiectul acesta, vedeți? Exact. Când... Pentru că noi, în România, încercăm acum să ne orientăm spre turism, să ne punem în valoare. Tradițiile obiceiurile. tradițiile, obiceiurile, frumusețile țării, pentru România este foarte frumoasă. A, bine, să nu uit, avem uh, Colegiul uh, Național Simion Barnuțiu, liceul teoretic, cum știe toată Bun. lumea. Și ce faceți leu. cu atâta sursă de inspirație și de forță de muncă? Cum îi valorizați? Din păcate, din păcate la momentul actual, ei pleacă. Cum Ești ați plecat și dumneavoastră? Cum am armin. plecat și eu. Și cum pleacă toate generațiile următoare. Ei pleacă să studieze mai departe, să-și găsească loc de muncă în altă parte. O parte dintre ei care rămân în, pe plan local lucrează în țălău, în ușfalău, în pericei. Fac naveta sau sunt șomeri? Fac naveta sau sunt șomeri. Bun. Deci avem, avem bază, avem valori cu care un investitor dacă vine poate să fie lămurit, că se poate face Aveți ceabă. cu ce numai avem să ce. le dați de lucru. Corect. Și pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, pentru rubrica Fiecare om și vot contează, vreau să vă întreb: Ce are în plus Delia Călăcean față de ceilalți aspiranți la fotelul de primar al Șimbleului? Eu cred că am în plus, sau nu am. Nu, a, nu cred că am în plus foarte multe față de ceilalți uh, cetățeni. Sunt o persoană onorabilă, nu am alte interese în spate. Sunt femeie. Asta e un plus sau un minus? Eu cred că e un plus. Probabil um, am așa un pic de mândrie în mine că sunt prima femeie care a candidat la funcția de primar în orașul și Silvaniei. Probabil am eu în mine o mai, mult, mai mult interes și o mai mare dorință de a-mi ajuta semenii fără interese. De nicio culoare? Nu am niciun fel de interes. Bun, și pornind de la experiența dumneavoastră, de ce credeți că ar trebui, nu știu, șimleoanii să pună ștampila pe prima femeie care a îndrăznit să candideze la fotolul de primar a șimleului? Mă gândesc. Cum nu pot să fiu la fiecare în gândire. Mă gândesc că șimleoanii sunt pretențioși. totdeauna au fost pretențioși. Mă gândesc că au anumite pretenții și au anumite așteptări pentru că din zona și au plecat, dacă ne uităm așa în urmă și și acum, au plecat în lume mulți, mulți oameni care au ajuns, repet, oameni mari, mulți medici, mulți profesori, mulți ingineri, chiar politicieni. Avem foarte mulți politicieni și implicați activ în viața politică a localității, a județului, a țării, că să nu ne uităm celebrele, celebrii înaintași. Sunt și mleoanii care sunt dezamăgiți, că nu poți să-i mulțumești pe toți. Unii sunt dezamăgiți pentru că trebuie să-și câștige pâinea departe de granițele țării, departe de locul natal. Am fost unul dintre aceste cazuri, știu cum este, înțeleg perfect. Și mi-ar place ca în momentul în care ei decid să se reîntoarcă, să-și găsească colegii de generație, să-i găsească implicați în viața socială și în viața și mleului. De ce să voteze de Elea Călăcean? Pentru că sunt o persoană onestă, pentru cine mă cunoaște știe că sunt o persoană implicată, știe că dacă la ora jumate, chiar dacă este sâmbătă, nu pot să refuz pe nimeni cu o problemă și știe Că nu am alte interese în urma mea. Da, foarte interesant acest da. punct de vedere, și la și... finalul emisiunii o să vă acord șansa, pentru că, iată, deja nu cred că mai avem vreo a treia emisiune Așa. planificată. Să vă adresați celor care vor veni la vot în data de 9 iunie, să le lăsați gândul dumneavoastră, o promisiune de ce nu, și să le spuneți unde vă găsesc, pe ce poziție să vă poată alege. Am înțeles. Încep cu sfârșitul. Mă găsiți pe poziția 4 a buletinului de vot, a buletinului de vot pentru primar și mă găsiți de asemenea pe poziția 5 a buletinului de vot a, pentru Consiliul Local. V-aș îndemna să votați altceva, să votați o persoană onestă, să votați o femeie, pentru că femeia e mai bună gospodar din multe puncte de vedere, e mai chipzuită, e mai neutră, e mai echilibrată. V-aș îndemna să votați, așa cum mi-a spus azi cineva și am rămas foarte plăcut impresionată, să votați pentru dumneavoastră și îl citesc pe respectivul domn. Eu voi vota pentru mine, și nu pentru ce îmi vor spune alții. În sensul, votați înțelept, votați echilibrat, votați cu mintea și cu sufletul în același timp. Și sper că îndeplinesc aceste cerințe, iar legate de promisiunile făcute aici, toate aceste promisiuni nu sunt vorbe în vânt, sunt realizabile. Și vin de la mine, din felul meu de a fi și felul meu de a mă implica. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu! Punem punct aici aceste ediții. Vă mulțumesc că v-ați făcut timpul ca să mulțumesc. putem să continuăm discuția noastră. Iată câte întrebări mai au rămas și pe care le-am trecut împreună în revistă. Sigur, 9 no, iunie se apropie cu pași mici, dar mai repes. este o săptămână. Mai este o săptămână, așa este. Fiecare om și vot contează, așa cum am spus. Da. Cei care încă sunt uh, nehotărâți, să spunem așa, uh, mai încă mai au șansa să revadă proiectele, programele pe care contracandidații și dumneavoastră Are. le aveți, și în calitate de moderator pot să vă. Sugerez că merită să mergeți la vot pe data de 9 iunie, să votați asumat, înțelept, alegeți Transilvania.